practic o zi deosebită, primul român atât de tânăr care s-a vaccinat, cel puțin la noi, în România. Da, mă bucur să particip la vaccinarea celui mai tânăr român. Îi urez multă sănătate și îl felicit pentru acest pas important făcut pentru sănătatea lui și a celorlalți. Îi doresc succes și sper să îl revăd peste 21 de zile, atunci când trebuie să facă a doua doză de vaccin. La nivelul județului Prahova avem până în momentul de față un număr de 70.000 de doze de vaccin care au fost aplicate un număr de 70.000 de persoane. Sunt aproximativ 10% din populație la primul vaccin, iar la al doilea vaccin avem 25.000 de persoane care au făcut apelul.